Dacă vrei să-ți deschizi propria afacere, una dintre opțiunile pe care le ai este să înființezi o societate cu răspundere limitată, SRL. Dar până la semnătura finală de înființare este nevoie de actul constitutiv al societății, documentul prin care se stabilesc regulile de bază pentru constituirea, organizarea și funcționarea unei societăți comerciale. Iată ce elemente trebuie să conțină actul constitutiv al unui SRL. Actul constitutiv trebuie să conțină denumirea și forma juridică a societății, SRL, sediul social și, dacă este cazul, sediile secundare ale societății, obiectul de activitate principal și secundar al societății exprimat prin codurile KN corespunzătoare, capitalul social, valoarea nominală și numărul părților sociale ale fiecărui asociat, modul de vărsare a aporturilor și cota de participare la beneficii și pierderi, numele, prenumele, domiciliul și cetățenia asociațiilor și administratorilor, durata de funcționarea societății, care poate fi determinată sau nedeterminată, modul de organizare și funcționare a adunării generale a asociațiilor și a organelor de conducere și control ale societății, modul de repartizare a beneficiului net și de constituire a rezervelor, condițiile și procedura de cesiune a părților sociale între asociați sau către terți, modalitățile de dizolvare și lichidare a societății și elemente opționale, clauze în funcție de fiecare.